În septembrie 2013, vestea despre omorul unei tinere proaspăt căsătorit în satul Sagaidac a îngrozit oamenii. Pe Alona Stratan, de 23 de ani, au bătut-o crunt și au înjunghiat-o chiar în casa proaspătului ei soț. Vine soțul și îmi spune că o sunat de la Sagaidac, Alona noastră e pe patul de moarte, sunt și să vedem. Ecaterina Stratan povestește că fiica ei abia a scos vălul de mireasă. Nunta a avut loc cu 3 zile înainte de omor. Tudor a fost când, cam prin ultimele oare, când a fost la noi, el era servit și dai că stăteau la mama și în altă cameră dormeau ei, apoi s-au dăpostit deasupra lui Alona și o bucată de gât. Și noi revenim în cameră și am strigat la Tudor. Rănile de pe corpul Alionei arată că tânăra a avut o moarte chinuitoare. Experții au găsit sub unghiile ei urme de piele. Era tăituri mai multe. Era tăituri pe aici, pe mână, băgat și și partea asta. Era pe aici, băgat și și pe spate. La picior era tăietă. Unghii la mâini erau tăiete și am întrebat medicul care era la morgă de ce a tăiat unghiile. O spus că o tăiat unghiile să vadă, poate i-a rămas ceva piele sub unghii, părul smuls. Când am intrat odată, am văzut covorul din coridor boțât, așa, tras înapoi. Ușile deschise toate, șuviți așa de păr prin casă. Mă duc acolo, e pe jos, strâng. Liona, Liona. Mi-am dat seama că e moartă. Dar cum chiar așa nu s-au auzit nicăt, dacă la nevoastră nu e distanță mare de la casă și până la cuvnice? Au fost doi polițiști, unul strâng în casă cu soțul, unul își dăm în casă celălalt soț. Și strigau cât și puteau. Și nu s-a auzit nici. Au luat bani în jur de 4.800 de euro și 2.000 și ceva de dolari, care borcanul cu euro și cu dolari au fost dispărut. Oare dacă el a omorât un om pentru bani, lasă a doua bancă cu lei, eu le luam pe amândouă. Îndată după crimă, polițiștii l-au bănuit de omor pe proaspătul soț al Alionei. Tocmai în acea noapte, el nu s-ar fi aflat acasă. De obicei, când doi tineri se căsătoresc, mă rog, e luna de miere, se duc unul cu altul. Și ne-am pus noi toți în familie întrebarea de ce nu au luat-o cu dânsul. Că întotdeauna plecau unde noi și întotdeauna plecau împreună. Eu trebuie să merg înspre acolo pentru că face documentele. Dar când ai plecat, Alona ce făcea? S-a trezit, mi-a spus Dumnezeu să ieși la drum și la documente. Și am sărutat-o și am plecat, am ieșit din casă. Tu când ai aflat despre moartea Alionei? Pe la 5, undeva așa, am ieșit din sat. Undeva la aproape de 7 am fost amânțat. Tu și atunci, direct, când mergea ancheta cu poliția în casă, pe dânsul l-am încătușat și-o dus. Tu știai ce dovezi au împotriva ta? Se caracteriza, din punct de vedere, că ora la care a fost comis omorul, adică au fost ora care eu ieșit din casă. Și al doilea, mi s-a spus că mi s-au găsit haine de sânge. Ce lucruri strani ar fi văzut invitații în timpul nunții? De ce, după 8 ani, poliția nu a găsit criminalii? Și cum se face că cei doi învinuiți din dosar se află acum peste hotare? Încercăm să găsim răspuns astăzi, în emisiune. Astăzi discutăm despre una dintre cele mai răsunătoare crime din ultimii 10 ani din Moldova. Alona Stratan, de 23 de ani, a fost omorâtă cu bestialitate în casa socrilor săi la doar 3 zile după ce și-a scos vălul de mireasă. Raportul de expertiză medico-legală arată că Alona a avut o moarte chinuitoare. Totodată, experții au descoperit sub unghiile tinerei fragmente din pielea ucigașului, ceea ce demonstrează că fata a luptat pentru viața ei. O lovitură cu un obiect ascuțit, direct în inimă, a fost însă fatală pentru ea. Soacra tinerei, care era acasă în acel moment, spune că nu a auzit și nu a văzut nimic întrucât a dormit strâns. Totodată aflăm că proaspătul soț al tinerei, Tudor, a plecat de acasă, anume în acea noapte, pe neprins de veste. Ulterior, timp de 2 ani, el era principalul învinuit de omor. Apoi au urmat 4 ani în care rudele victimei au auzit doar tăcere din partea anchetatorilor. Ca apoi, în 2019, să afle că în dosar figurează un alt învinuit. Asta după ce s-a descoperit un nou martor, declarațiile căruia au schimbat mersul anchetei. Cea care a făcut dezvăluirile este vecina de peste drum a socrilor miresei, Zinaida Buraga. A venit momentul să aflăm ce a povestit femeia.
Atenție la ecran. În noapte și am văzut că l-au intrat, dacă nu știu la mână. Cine a intrat? Un verșor de ei, de Anică-i. Un nepot de Anică a intrat. Dar restul... Dar ce-a făcut nepotul și ala? Unde a intrat? Uite-te o grădina de asta. Tânărul despre care povestește Zinaida Buraga este Mircea Safaler. El este verișorul lui Tudor, adică fiul fratelui Anei Crețu. Și aici, doamna Ana, am o întrebare pentru dumneavoastră. Eu știu că doamna Zinaida, când a făcut aceste dezvăluiri, dumneavoastră erați de față. Așa de este? Față, eu am ridicat la biserică un șurișor pentru părinți, pentru așa ea, în august. Și am chemat vă două persoane, patru persoane am chemat și putem să ai cincile. Că erau acasă, am chemat. Și am pus la masă. Eu am început să dau de pomană. Zic, de pomană, de sufletul Aliona. Și eu zic, da, nu mai plânge, că e neam de-a tău. Oamenii și erau de față când au zis așa. Și bătea cu pumnul masă, am spus că e neam de-a tău. De-a tău e neam. Așa. Și eu, pe mine m-am îngrozit. Eu nu puteam să nu spun la nimeni așa, că e gata, eu încep să spun prin sat. Așa, și ce ați făcut? Și eu au auzit și eu m-am dus și am spus versiunea la poliție, la lucrători. Chiar la... dumneavoastră ați mers? Da. Să spuneți că, uite, are femeia niște mărturii. Da, ea. Aici îmi cer scuză. Până a spus doamna Ana la poliție, eu eram la curent foarte de mult, de când a început ancheta din 2017, că domnul Safaleru este învinuit. Eu știu că dumneavoastră cunoașteți chiar și motivația care l-ar fi făcut pe Mircea să o ucidă pe Aliona. Motivația lui Mircea a fost că a jucat la cărți și a pierdut bani. Și de când am început a aduce dosarul în 2017 la Chișinău, de atunci Mircea a văzut că dosarul se ocupă mai profund aici, el o luat și a plecat din țară cu totul. Spuneți-mi, vă rog, dacă știți despre ce sumă de bani era vorba, pe care ar fi pierdut-o Mircea la cărți? Nu vă pot spune suma exactă. Nu v-au zis nimeni. Dar el avea, chiar și am mai vorbit cu oameni din sat, avea, care mai are un frate, fratele celălalt altfel, dar este o caracteristică foarte proastă. Adică el numai după bani, numai... Și știți, poliția că mi-a spus, chiar m-a mirat faptul, deoarece Mircea și Tudor sunt verișori. Până la nuntă nu se întâlneau, nu vorbeau, dar atunci s-a cerut vornicel la nuntă. Nu l-a pus Tudor vornicel, îi spui tu, dar el s-a cerut vornicel la nuntă, Mircea. Tudor, te rog dacă poți să ne spui, să ne confirmi ceea ce spune doamna Maria. Așa a fost? Vi s-a părut tuturor rudelor că e ceva ciudat, că Mircea se cere să fie vornicel? El singur s-a cerut ca să mă ajute, adică să... înfrumusețăm sala. Eu cu Aliona și cu dânsul m-am înfrumusețat sala cu baloane, cu toate acestea. Vă vine să credeți că Mircea putea să o ucidă pe Aliona? Nu știu cum să zic. Haideți să întrebăm pe Mircea Safaler unde a fost el în seara când a fost ucisă Aliona Stratan. Bărbatul se află la moment în Spania împreună cu familia sa. Acum suntem în legătură directă cu el. Bună seara, Mircea! Bună seara, bună seara. Mircea, mai devreme am auzit-o pe martorul principal din dosar, care afirmă că te-ar fi văzut în noaptea crimei în curtea verișorului tău. Ce făceai acolo? Eu am trecut pe acolo dimineață, că m-am dus după băiesc să mă duc la picăm, dar nu m-am oprit, nici nu m-am oprit la dășii prin apropierea gospodăriilor. Am trecut pe mahala pe acolo, pe lângă dășii, dar nu m-am oprit la dășii. Tu vorbești de dimineața în care a fost ucisă Aliona? Da. Dar tu unde ai fost? Am fost la picăm, la tăiat porumb. La ce oră te-ai pornit? De acasă m-am pornit pe la voarele, era voara 4 jumate. Dar te rog să ne spui acum ce ți amintești despre seara din ajunul acestei dimineți. Ai fost la Tudor acasă? Da. Am fost pe la voarele, era voara 9 seara. Da, am fost la poartă, am strigat. Ce ai strigat? Am strigat la Tudor, a ieșit soția lui, ăsta, Aliona, a ieșit și mi-a spus că el nu e acasă, e plecat cu prietenii pe la bar și i-am spus că el a dat la telefon deconectat. Și i-am spus că să meargă să mă ajute, eu a spus că da, nicio problemă. Eu am fost și am ajutat și eu, am pregătit sala, cu mașina am fost, în timpul nuntă. Și Aliona a spus, nicio problemă, mi-aș să te ajute, că nu are nimic planuri. Și dimineața de-am l-am sunat, cum și-a fost, dar nu mai vrut să meargă, că o să duci la cahol. Tudor,
În acea seară, Aliona ți-a spus că te-a căutat Mircea? Nu. Nu ți-a spus nimic de vizita lui, de faptul că te căuta să mergi la porumb cu el? Nimic, nimic? Nimic, nimic. Dar este și altceva. E nu cunoște pe nimeni din sat și dacă cineva străga la poartă, eu cred că n-avea să iasă, Aliona, avea să iasă ori tata, ori mamă. Părinții lor erau un ograd acolo cu nașii, tot ziua la masă. Haideți să o întrebăm, haideți să o întrebăm pe doamna Ana. A fost la voi Mircea? Nu. Nu a fost. Și Tudor era acasă. Aliona s-a sculat, a stat cu noi la masă. Tudor era în casă, odihnie. Și el nu a fost deloc. Deci, Tudor, tu n-ai ieșit din casă să te duci la bar, să chefuiești? Nu, el a venit după masă Tudor, acasă. În acea seară, unde ai fost? A fost ziua, ne-am luat țigări, după masă eu am întors înapoi acasă. Ne-am luat țigări, am servit cu băieții acolo două beri, două băcali de beri, m-am întors înapoi acasă. A, deci totuși ai fost undeva plecat. Ziua. Da, am fost până la magazin, dar ziua asta. Am plecat după țigări, după masă eu eram acasă deja. Mircea, dar tu zici că, uite, era și mătușa ta și moșul tău, dar uite că doamna Ana ne spune că nu ai fost. Asta ar însemna că minți? Păi, normal că e mama cu fiorul, că n-a să iei cu mine. Da, dar Mircea, eu am fost, da, și, da, da. Că am fost, cu motocicleta am fost. Uh-huh. Cu motocicleta am fost și am strigat la poartă. Când l-a închis pe Mircea la Spania, a venit Ion, fratele, a venit la mine. A intrat în coridor. Și-a întrebat Vasile unde, dar eu zic, e în casă. Dar eu zic, dar de fapt nu-i trebuiești, Vasile, îi trebuiești tu. Și-a mai spus el acolo niște vorbi, nu le spun că n-i rușine. Și la urmă, știți ce-a spus? Mircea, și săracul Mircea a stat la fântână și-a așteptat să iasă neamurile, să vorbească cu Tudor, să ducă la păpșoi cu dânsul. Iată și ne-a spus tațul. Tatălui Mircea, Ion Safaler, are Domnului versiunea lui despre moartea Alionei Stratan, iar în aceasta figurează chiar sora lui Ana, soacra Mereisei ucise. Haideți să auzim această versiune. Domnule Ion, vă așteptăm! Dumneavoastră le-ați povestit colegilor mei că puneți la îndoială unele lucruri, sau poate toate, pe care le povestește dumneaei, sora dumneavoastră, despre nuntă și despre zilele următoare după asta. Dumneavoastră, ce puneți la îndoială? Când trebuiau să închine, dimineața, când l-a închinat, din partea miresei se rugau la dânsul să închine, că mașina le trebuiau să ducă pe deal, să ducă lucrători și școlari în alt sat, undeva aveau de dus. Șoferul care a adus rudele Mirese? Care a adus nuntașii din partea Mirese. Am un timp ăsta, nu pune muzică, jucau acolo, ca când le jucau la nervi. Uh-huh. Nu vreau eu să aproche, să închine. Și lumea s-a sculat și s-a dus. După așa s-a început cearta. Sunt martori care nu numai unul văz, mai mulți au văzut, am mai mulți martori care au văzut cearta. Cearta dintre cine? Între Mire și Mireasa. Și eu zic că asta a fost numai de la asta, că s-a sculat și a plecat. Nuntașa din șnu închinat, a ieșit și s-a dus. Ați văzut dumneavoastră cu proprii oi cum se certau? Sunt martori, am doi martori, sunt care au văzut lucrurile astea. Deci Aliona era supărată pe... Eu presupun că de la asta și s-a început scandalul, că nu le-a tras atenție ca lumea la... Dar a fost dita mai scandal sau dumneavoastră acum îl numiți așa? Un scandal, să blindu eu văzut vecin acolo, știi, în fața casei de cultură, se blinduiau, ce înseamnă? A lovit-o Tudor pe Aliona? Da. Vă aude acum Tudor. Tudor, te rog frumos. Spună. Ți-ai lovit mireasa chiar la nuntă? V-ați certat atunci? Chiar în dimineața și atunci, până la... Nici nu m-am lovit-o. Nici n-am avut nici certuri la nuntă. În Italia ai zis că ai doi martori, dar aici sunt martori toată nunta. Și toată nunta au văzut că cum purtările, comportamentul, că nu vreau să închine. Sunt mai mulți acum, a să apară mai mulți martori, mai ales femeia care a făcut mâncare și a-ți spune tot și fel de nuntă a fost cu schimb, că așa nuntă nu a văzut. De atât ați fost la dânsă și v-a dat afară doamna Elena, care spuneți că e martor. Doar v-a spus, duceți-vă acasă, nu umblați cu... Da. Nu mă băga în probleme și nu mințe lumea. Doamna Elena, eu o știu.
Haideți să o întrebăm pe Alexandra și pe doamna Ecaterina. Dumneavoastră ați fost la nuntă. Da. I-ați văzut pe cei doi certându-se? Nu, n-am văzut. Poate ați plecat mai devreme și s-a întâmplat după. Posibil, după și ne-am dus, dar până atunci nu poți. Dar până după, atunci, după, doamne... după și s-au dus nuntașii mereții, după aceea s-a început scandalul. Așa, de asta puteau să nu vadă. Eu cred că de la asta s-a început scandalul, pentru că... Dumneavoastră, spuneți în filmulețul de 57 de minute că la nuntă s-au bătut joc de tătăoastea noastră de la Călăraș. Uitați-vă și ascultați încă o dată. Dar nici nu s-a apruc eu măcar să cinstească cum stă ca la nuntă. Așa ați spus de la început, dar nu spuneți, doamnă, că dimineață s-o luat la ceartă după ce s-o dus nunta. Până acum ați spuneți că în perioada nunții ați văzut, dar cum e că dumneavoastră schimbați versiunea, spuneți că după ce s-o dus nunta acasă. Negați dumneavoastră. Foarte rău se purtau cu nuntașii. Cu nereasa s-o certat, nu? Ei, cu nereasa s-o certat după ce s-o dus nuntașii și n-au închinat. Mircea, ai văzut că la nuntă s-o purtat urât cădânși. Mircea, tu ai fost vornicel. Da, au fost. Tu ai văzut și tu această ceartă dintre miri? I-am văzut chiar ați parază, n-am văzut cu ochii mei ceartă, dar am văzut chiar ați parază. Nu văz vornicelul, văz tata. Colacul nereasei, la păpură când ne-am dus pe deal, era la mine în mașină, în portbagaj. Ce are colacul? Așa și tare că am păcat colacul încat, că a rămas la mine în mașină, în portbagaj. Domnule Ion, eu am înțeles că dumneavoastră ați mai vrut ceva să ne povestiți și despre a doua zi, la zeamă, că ați văzut ceva. Da, după zeamă, eu i-am dus cu mașina acasă pe dânșii. Și nu m-am intrat în o gradă, în casă era potopul. Se băteau ceva strașnic, cum la ieșire din ușă. Lasă-mi voi, vorbesc eu, că nu mai pot. Eu nu pot. Să-l auzim pe domnul Ion și pe asta vă las, eu povestesc, ascultă. Așa? Și-a fost. Pot să trec cel mai mare test care este în Moldova și oriunde vreți. Mă merg și vă spun, cu tot aceste cuvinte le spun. Ce ați văzut, domnul Ion? Se certau înăuntru de Doamne ferește. Acum, se certau sau se băteau, ca să fie clar? Nu, erau în casă. Noi afară, în o gradă, am intrat, că eu n-am servit la rachiu, că i-am luat pe dânșă cu mașina până acasă, trăiesc acolo la vot 200 de metri de la dânșă. Și e, Anica s-a scolat să duc să vadă și acolo și bărbatul a oprit-o și pe loc să lămurească-i singur. Și ea cum s-a lămurit. Dar se certau cine? Iarăși Miri? Miri, tu doar cu Aliona? Miri în casă se certau. I-ați văzut cu ochii proprii sau i-ați auzit? Ujăs și ala în casă, l-am auzit care pătrunzător era. Dar ce ați auzit anume? Vreau să mi-e descris. Strigă-ți, nevasta să izghez iasă înspre ușă, să auzeam chiar aproape de ușă și apoi urmă duceam înapoi în comnat. Ba de unde, Daniel, tare poți să mai spui și nu mai era o gradă noi? Bună întrebare. Corect. Adică cine era o gradă? Tare după rachiu și doar să-i duci acasă? Stai tu și pe mamă te înduți. Și eu eram de-am acasă. Tu erai dus acasă înainte. Eu eram dus acasă. Da. Dacă eu am rămas cu tineretul și am venit pe urmă. Nu, tu erai acasă. Vă băteți în casă. Doamna Ana, ați vrut să spuneți, da. Haideți să auzim și pe doamna Ana. Eu rămas la Casa de Cultură cu tineretul să distrez mai departe. Aveau saluturi, aveau. Eu sunt gata să trec orice test. Dar nu mai ești tu, dar păi sunt martori. Eu trec orice test, ca mai vă spun, cel mai mare test din Moldova, ori de unde este. Dar poți să treci tu, unde spun, eu spun și corect. Și trebuie să-l treci și tu. Noi am venit acasă. Trebuie să-l treci și tu, numai decât. Dar pentru ce? Tu știi. Ion, ascultă, știți ce am făcut eu ție odată? Eu cu tine niciodată nu m-am certat. Eu cu nimeni din sat, cu nimeni nu m-am certat. Și am făcut o grămadă cumpănii și cu nimeni, n-am avut nică. Deci și vă să le... Ia stați, dați spune povestea asta. În primul rând, tu te legai de mine, tu v-ați legat de mine. Eu cu tine n-am avut nică, niciodată nu m-a certat. Atâtea zoi vărsați asupra noastră, pentru ce? Cu ce ți-am întors în zoi? Doamna Natalia aici nici nu leagă. Nunta au fost pe data din tâi. Dumnealui spune că i-au dus și erau acasă tineri. Aliona i-a ucis pe 3, pe 4. Aici nu leagă nimic. Mă tale încurci zilele. Nu încurci zilele, nu le încurcă aici singur, încurcați stăt. Doamne, nu mă încurc. Eu vreau să spun așa. În dimineața când noi ne-am sculat, dacă spunem că la ora 4 ne-am sculat, până la sunetul ăsta, când a sunat Mircea să-l scoale și pe Feghea să meargă la tăi topșoi, erau 50 de minute. În filmuleț, și ala este între 4 minute, Feghea spune că a văzut că a trecut o mașină. Feghea încă era acasă și l-a văzut Mircea când a trecut, ducă după ajutor. Și între 5 minute, este martorul ăsta care la Franța spune că țin minte precis când l-a sunat Mircea pe Feghea, noi eram, orică ieșem din Sagaidac, orică ieșem din Porumbrie. Cât timp au făcut ei din Sagaidac până în Porumbrie? Când așa, dumneavoastră ne-ați pus la dispoziție o înregistrare audio dintre el și
Sergiu Zlotescu, cel care ar fi pornit cu Tudor la spre Cahul. Haideți să o ascultăm. Nu știu, că este atunci nu s-a pretilie, că mergi la Cahul sau nu. Nu, atunci seara m-o stat și mi-a spus. Dar noi am creit ziua, nu știu cum, mai devreme, și nu-ți că merge. Și apoi am stat la... mai târziu le-a spus că nu mai merge, că nu știu unde îți duci. Și apoi am stat iar mai spre seara și mi-a spus că merge. Și apoi iar nu merge. Și apoi seara mai târziu, nu știu, că așa o jupra cu 12. M-o stat și mi-a spus că merg mâine la Cahul. Nu a fost atât de sunit și încă la ora 12 s-au sunat pe dânsă, îi spun că mă arăt acolo. Și cum asta crezi? De ce ar minți și Sergiu, șoferul cu care ai fost? De ce ar minți și el? Eu nu cred că el minte acum. Eu cred că el nu s-a dus aminte, adică că lumea că el a fost și el foarte tare cercetat, după cum am înțeles, în cazul ăsta. L-a văzut Fedea că se dușea cu doi polițiști la vale să arăte unde au ascuns cuțitul. Mi-au zis că, Tudor, tu poți să pleci, că noi am găsit alt învinuit. Și așa cum se zice la țară, mai n-ai gătuit-o. Mai mult ca sigur. Ați fi gata, fiecare dintre voi patru, să treceți un test la detectorul de minciuni? Da, da, da. Merg chiar și acum. Doamna Ana. Merg. Tudor. Că până la urmă să iasă la ideal din 2-1. La masă. Eu am început să dau de pomană. Zic, de pomană, de sufletul lui Aliona. Și eu zic, da, nu mai plânge, că e neam de-a tău. Și eu m-am dus și am spus versiunea la poliție, la lucrător. Chiar la... dumneavoastră ați mers? Da. Domnul Safaleru este învinuit. Până la nuntă nu se întâlneau, nu vorbeau, dar atunci s-a cerut vornicel la nuntă. Martorul principal din dosar, care afirmă că te-ar fi văzut în noaptea crimei în curtea verișorului tău. Eu am trecut pe acolo dimineață, că m-am dus după băieți să mă duc la picăm, dar nu m-am oprit. Deci nu m-am oprit la dăși prin apropierea gospodăriilor. Sunt martori care nu numai unul văzut, mai mulți au văzut, am mai mulți martori care au văzut cearta. Cearta dintre cine? Între Mire și Mireasa. Mai ales femeia care a făcut mâncare și ați spune tot și fel de nuntă cu scoțchin, că așa nuntă nu a văzut. După zamă, eu i-am dus cu mașina acasă pe dânsă și nu m-am intrat în o gradă, în casă era potopul. Se băteau ceva strașnic. Dar se certau cine? Iarăși Miri? Miri, Tudor cu Aliona? Miri în casă se certau. Ujă și ala în casă, l-am auzit care pătrunzător era. Țipete, strigăte, nevasta să izghesc, iasă înspre ușă. Domnule Ion, ne-ați povestit toate aceste detalii. Vreau să vă întreb, ce credeți dumneavoastră că s-a întâmplat cu Aliona? Și cine i-ar fi luat viața? Eu și știu, dar și nu pot spune că el a omorât-o. O să vă întreb atunci foarte direct. Credeți că Tudor și-a ucis soția? Acum, după cum se vede că s-au legat ei de noi, cred că da. Nu s-au legat ei nimeni de voi. V-ați legat concret. Spune cum, deși eu m-am certat odată în viață cu tine, nu? Nu te-ai certat, dar toate întrebările duc concret. Da, te rog, da. Tudor, vorbește. Eu am știut, adică după, prin aproximativ 2017, când am fost poliția la mine, eu eram la Comra, eram plecat cu lucru, poliția au fost 3 persoane, au fost și mi-au dat niște întrebări și mi-au zis că, Tudor, tu poți să pleci și peste hotare, că noi am găsit alt învinuit. Corect. Și mi-au spus că este verișorul tău, Mircea Safaleru. Adică din 2017 știu de toate acestea și n-am sărit nevoastre în cap cu nici o vorbă ră, cum aruncați nevoastră cu pietre noi și aruncați apă murdară peste noi. Eu Tudor, dar tu crezi că Mircea... Dar tu crezi că Mircea o putea omorî pe Aliona? Eu nu cred, doamna Natalia, până și eu lăs în cazul, adică poliția să rezolve tot cazul acesta. Eu nu pot să arunc cu pietre în cazul care eu nu știu nimic. Mircea, ai vrut tu ceva mai devreme să ne spui sau să întrebi? Da, da. Tudor, că m-ai sunat tu pe mine înainte de a mă lua pe mine poliția, în toamnă, dacă mi-aduc eu aminte, înspre anul nou,
și îți spune, măi, înscrie cineva din partea fostii tăi soței, Maria Stratan, e ca așa, așa, înscrie pe internet, ești Maria acolo, Stratan, și audi, înscrie pe internet, eu sunt criminalul, eu așa, 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 ți-ai minte? Tu, slora ta, Maria, că m-a sunat. Și eu când îți spui, mă sună, să-mi scrie ceva, știi, că, băi, nu trage tu atenția, că ești nebun, ești nenormal de cap. O fost așa ceva. El minte. Ia ca așa, minte. Chiar că unii aduc, minte că spun așa vorbi. Minte, vă spun de ce. Doamna Maria, dumneavoastră, ce știți? Când nu l-am sunat că și nu i-am scris nimic, murdar ce spune el, de atât aș vă spun că minte. Minte, spune, adică ești acuzat de poliție sau ceva, te caut poliția, mă ducem la Moldova, fără ca să mai stau un an de zile aici în Spania, închis, înțelegi? Minte. Că nu, fost fugare, am avea o fugare. În primul rând, eu n-am telefonul, n-am nimic. Și voi faci lucrurile, zici că nu vreți rău, nu mi-ați făcut rău. Cât rău voi ne-ați făcut mie și la familia mea? Cât suferință ne-ați făcut voi? Doamna Natalia. Adică și rău ți-a făcut noi, adică... Manta, pentru și. Mirce, tu ce... Poți să-mi explici și rău ți-am făcut noi ție și la părinții tăi. Doamna Natalia. E că eu am pașaportul lui, ei au pune, au pus încă el e fugar, uitați-l pașaportul, el trece 2-3 ori pe săptămână, trece granița. Da, după crimă. Dar nici pe dânsul îl prelucrau că el e fugar. După crimă, șorul Matale s-a așezat șofer și domnul, fostul polițist de sector, este la noi din Călăraș. Și eu am vorbit cu dumnealui și a fost când am descoperit crima în 2017. În 2019, eu m-am vorbit cu dâns, domnul Jordan Tudor, după și băietul Matale, după crimă, când îmblai Matale și dușeai cu torba mâncare, în ce mod dușeai mâncare atunci când o ușit-o pe lună dimineața așa? Eu n-am dus mâncare, niciodată n-am dus. Dar de ce te-ai oprit să mai faci o gheală, Matale? Unii a cu ceal de cusut o gheală, aș vrea să te întreb, Matale. Păi eu lucrez înainte. Lucrezi? Dar de ce ți-ai trimis ciorul din 2017 scotare când eu am ridicat dosarul la Chișinău? Este să niște întrebări care n-au nicio legătură cu aia. Dar băiatul Matale că cu busul sopre. Aia este, n-au nicio legătură cu aia. Domnul Ion, Matale minți de atâta cu băiatul Matale când vine din Polonia. Nu mint, eu v-am spus, eu trec cel mai mare test, al trec dacă spune o minciună. Dar nu-i problema în test și eu pot vorbesc ca muia Virciu Scati. Băiatul Matale când vine din Polonia, după ce s-a căsătorit, l-a luat pe domnul Jordan Teodor, fostul polițist, acum el nu mai lucrează că e la pensie, l-a luat cu metru și fiorul Matale de câte ori vine din reis cu autobusul, nicio, nu face prima mișcare, se duce la dumnealui și întreba, dar ce să mai aude pe cazul lui verișorul meu? Dar el îi spune, du și întreabă tu că sunteți verișori. Doamna Maria, vă rog frumos să vă opriți în acest moment și să ne spuneți de unde aveți toate aceste... Cu domnul Jordan am vorbit. Din câte știm noi, Tudor a fost scos de sub învinuire. Oficial, din 2015. El nu mai figurează în acest dosar ca învinuit. În schimb, te-au găsit pe tine, Mircea. Și din câte știm noi, dovada sau de unde a pornit atenția spre Mircea au fost declarațiile unui martor, și anume a doamnei Zinaida Buraga. Am auzit un fragment mai devreme a discuției colegilor mei cu această femeie, martor principal, acum, la moment. Dar haideți să auzim întreaga discuție a colegilor mei cu această femeie despre ce a văzut ea. Atenție! Au venit doi polițiști, un pidel. Eu, Nica, tot îmi spune, ca zin, că nu știi să ne faci, i-a spus, Nica, nu te-a nimic să ne îmbrătări. Dar tu și doamna Nica, nu vă pus să scriți plângeri la poliție? Ei au spus și au spus la poliție și au venit poliție, știi, la mine, pe dealul strânge mușii. Și ei au spus ca cum v-a spus vouă. Anica știe destul de ghine că doamna Zinaida atunci în dimineața așa pe urmele șerbinți, Anica a spus chiar că Zina spune că l-a văzut Fedea că se dușea cu doi polițiști la vale să arăte unde au ascuns cuțitul. O mai trecut, știu, vă, 2-3 ani, Zina, tot sunt martori în sat, Zina prinde banii la poștă și a spus că lucrul ăsta l-a făcut Vasile Talmaci, l-a pus de Fedea la cale, l-a pus Fedea la cale și să împartă banii cu dânșii. Și 7 ani de zile de-am găsit că Mircea e genovat, femeia asta. Domnul Ion, femeia asta, femeia asta nu a trăit ghine cu crețul, din 76, când trăiesc ei, s-au fost dușmanii, cei mai mari dușmani. Domnul acum Ion, dacă dumneavoastră sunteți ca moș lui Tudor și țineți așa tare la nepotul dumneavoastră, spuneți numai ce ați spus. Că doamna Zinaida a mai vorbit cândva la poștă, că a ucis-o cu tare. De ce nu v-ați dus să-i spuneți lui sora dumneavoastră? Uite, Anic, ce am auzit.
Dați control în versiune. Hai. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre omorul la Alionei Stratan, de 23 de ani. Crima s-a întâmplat în satul Sagaidac din raionul Cimișlia în anul 2013. La 3 zile după ce a fost mireasă, tânăra a fost ucisă cu bestialitate în casa proaspătului ei soț. De 8 ani, familia tinerii așteaptă ca oamenii legii să-l găsească pe ucigașul fetei. Îndată după producerea crimei, oamenii legii l-au bănuit de săvârșirea acesteia chiar pe soțul tinerei, Tudor. El a stat închis în izolatorul din Cimișlia 10 zile, apoi timp de 2 ani oamenii legii l-au cercetat în libertate. Au urmat alți 4 ani în care anchetatorii nu au mai avut niciun suspect. Iar în 2019 procurorii l-au acuzat de omor pe un verișor de-al mirelui, Mircea Safaler. Asta după ce la 6 ani de la crimă, o vecină a dezvăluit că l-ar fi văzut pe acesta în curtea unde s-a întâmplat tragedia. De altă parte, bărbatul, dar și tatăl său, afirmă că Aliona a fost omorâtă chiar de proaspătul ei soț, care noaptea ar fi bătut-o până la moarte, iar apoi a plecat spre Cahul cu un pretext inventat. Din raportul de expertiză medico-legală din 2013, lipsește ora exactă la care tânăra a decedat. Avocatul lui Mircea Safaler, Vladislav Ciobanu Nițuleac, a solicitat o expertiză repetată. L-am invitat astăzi în platou să ne spună ce vrea să obțină prin asta. Vladislav, vă rog să intrați. Vladislav, bună seara! Bine ați venit la noi! Eu vreau să vă spun neapărat că l-am invitat și pe avocatul părții vătămate a doamnei Maria Stratan, dar el a refuzat să vină. Știu. Îmi pare foarte rău, pentru că ar fi normal să fie prezenți ambii avocați, dar asta este situația. Vladislav, vă mulțumim încă o dată că ați venit la noi. Ați solicitat expertiza medico-legală repetată. Da. După câți ani? Practic, când a fost adus extradat Mircea din Spania. 27 Peste 7 ani și 3 luni de la producerea crimei. Da. Ați cerut exhumarea cadavrului? Nu. Am cerut o expertiză, o expunere a experților pe marginea raporturilor de expertiză existente în dosar, așa, care ne-au fost prezentate în momentul în care Mircea a fost extradat, ne-au fost prezentate copii de raporturile de expertiză, toate existente la dosar. Și aici o mică paranteză, toate sunt, doamnelor, stați liniștite. Toate sunt datate cu 2013, nu cu făcute acum, expertiză vechi. De ce ați cerut dumneavoastră o expertiză repetată, dacă ați primit-o și ce scrie în ea? De ce am cerut-o? Având, practic, dacă nu mă greșesc, sunt 14 raporturi de expertiză. Diferite. Hai să zicem toate domeniile biologice, tehnice, speciale, de diferite domenii. Care s-au făcut pe dosarul ăsta? Apare o, știți cum... Inițial, când îl citești raportul de expertiză, când vezi pozele alea groaznice, practic, un pic, să zic eu, te derutează de la adevărul care trebuie să-l cauți. Examinând odată, am cerut de 3 ori procuraturii să numească un raport de expertiză repetat. Mi-au respins cererile ca nefondate. Am solicitat alt tip de raport de expertiză medico-legală. Respins. Într-un rezultat final, având toate refuzurile, am depus eu, personal, o solicitare către Centrul de Medicină Legală, anexând toate raporturile și solicitând un răspuns. Răspunsul care, stimată doamnă, în toate raporturile de expertiză nu este solicitată de la expert să se dea răspuns ora instalării decesului în corp. Cum a decedat, ce a fost lovit, cum a fost lovit, în ce poziții, tot. Practic, știți, 99% din ceea ce ar trebui să fie pe un astfel de caz s-a cerut. Dar esența, ora instalării decesului în corp, în organism, nu s-a cerut. Dar, în raporturile de expertiză primare, alea din 2013, este indicat anume caracteristicile strict necesare ca să stabilești ora instalării decesului. Deci, din acele documente se putea deduce, după 7 ani și
cu certitudine. Așa. Și acum ele sunt... Și s-a dedus? S-a dedus că ora instalării decesului, cetățenii Stratana Leona, nu poate fi mai târziu de ora 1 noaptea în noaptea decesului. Domnule Cușino, vă rog dumneavoastră ca specialist, medic legist, să comentați și să... Da, eu o să mă stai pe scurt să explic un pic. Deci, într-adevăr, expertul este obligat să răspundă întotdeauna la întrebările care sunt formulate în scris în ordonanță. Da, legea îi permite expertul să se expună și la alte împrejurări de că îl consideră că au o importanță majoră pentru caz, dar rar expert care o face, o fac numai cei care au o experiență 30-40 de ani zile de tipul meu, de la nivelul meu. În realitate, însă, timpul survenirii morții, cu o anumită marjă de eroare, poate fi stabilit oricând dumneavoastră vieți după ce a fost decesul, în baza modificărilor cadaverice care sunt fixate. În primul rând, dacă medicul legist participă la cercetarea cadavrului la fața locului, alea sunt cele mai importante, pentru că sunt primare. Dar dacă n-a participat medicul legist la fața locului, atunci el este obligat să facă aceste măsurări, aceste fixări, la cercetarea cadavrului de acum, deja în sala de autopsie, adică în morgă medico-legal. Da. Timpul se numără întotdeauna de la momentul când concret se fixează modificarea cadaverică. Pe data cutare, la ora cutare, petele cadaverici nu se mai schimbă. Iată, de aici se începe numărătoarea inversă și calculăm cu anumită marjă de eroare cam cât. Și s-a primit ce aici s-a primit, numai târziu de orele 1 noaptea, în ziua când a fost. Deci este absolut credibil această absolut concluzie. Asta este știință la zi. Domnule Vladislav, da, ce ați făcut mai departe? Iată, ați primit acest raport repetat. Mai departe. Odată cu primirea răspunsului de rigoare, noi am insistat către Procuratura de Specialitate, care instrumentează acest dosar. De fapt, ne-au respins toate cererile și demersurile care le-am înaintat eu ca avocat. Dar acest raport repetat a fost ignorat și el? Da. Da. Haideți doar pentru un moment. Doamna Natalia a fost ignorat și de instanța de judecată. Așa, domnule Vladislav, da, m-am grăbit să revin la dumneavoastră, totuși vreau să te aud pe tine, Tudor. Tu știai că există această expertiză și că ea arată că lucrurile au stat puțin diferit de ce știam până acum. De această expertiză am aflat doar din filmuleț cel care s-a făcut, dar pe toate, adică la toate, și, nu știu, din, ca să spunem așa, la toate sudurile când am fost, expertiza era făcută între 4 și 5. Adică să luăm de punct de vedere că eu am plecat la 4:35, cum am spus, și în timpul ăsta de la 4:05 eu am fost făcut omorul. Asta eu țin minte foarte bine că merge, de atâta și eu am fost reținut. Și tu în continuare, da, afirm că Aliona la ora 1 dimineața, noaptea mai exact, încă era vie. Da. Tudor, îmi cer scuze pentru întrebare, dar ea a fost. Alexandra, la începutul emisiunii, a spus că ea a văzut cum tu te-ai purtat față de Aliona la dânsă în casă și așa cum se zice la țară, mai n-ai gătuit-o. A fost cazul ăsta sau nu a fost? Din punct de vedere, eu așa caz nu ne-aduc aminte. Tudor, a fost asta, taman era servit la mama în casă, în cameră unde stăteai cu tânsa. A fost asta. Galion a pălit cu mâna în sobă. Nu, asta a fost o altceva cu mătră, Alexandra. Noi ne jucam cu pierna. Asta nu-i jucat, încă e pe urmă strigat și a început a plânge. Tu ai ieșit din casă și a început a plânge, asta nu-i glum, nu-i jucat. Nu a fost nici o plângere, nu ne jucam cu pierna. Ei au aruncat mine și eu am aruncat în trânsa și s-a făcut că am pălit-o în față și s-a făcut că plânge. Iartă-mă dacă te-am pălit în ochi, scop cum a fost. Iartă-mă dacă te-am pălit în ochi și eu am luat mâna la față și cum știam eu mișoare și știam așezată pe divan, m-a apucat de la genunchi cu mâine și m-a tras deasupra ei. Nu-i corect, tu erai despre ei și erai apucat cu mâinile de gât. Și tu ai ieșit din casă și eu început a plânge. Acum să revenim la
expertiză repetată. Da. Ați spus că ați prezentat-o. Am prezentat expertiza repetată. Procurorilor? Expertiza repetată, de fapt, toată lumea nu vor să o accepte, că, hai să o spun direct, acceptând rezultatul ăsta, care este rezultat adevărat, din punct de vedere confirmat științific, dă dovadă cu certitudine că ancheta preliminară și toată cercetarea a fost de 2 bani. Deci nu s-a cercetat exact unde trebuie. De fapt, acest dosar, nu cum declară doamna Stratana Leona, a fost în Cimișlia și ea l-a adus la Chișinău, nu a adus ea nimic, doamna Stratana, în Chișinău, dosarul a fost preluat din Cimișlia în 2014, de către Procuratura Specializată PC Cox. Și acolo s-a aflat. În timp ce Tudor încă era, avea statut de învinuit. Corect, Tudor a fost scos de sub urmărire de către procurorii PC Cox și nici de cum de altcineva. În 2015, el a preluat dosarul după 7 luni de zile de cercetări în Cimișlia. De fapt, toată povestea și toate falsurile care eu îmi asum responsabilitatea și toate acele probe care au dispărut din dosar și au fost manipulate, au fost anume acolo. În Cimișlia. În Cimișlia. Iarăși în aceleași cercetări care le avem, investigațiile jurnalistice care sunt plasate la fel pe rețele socializare, există anchetatorul sau ofițerul de urmărire penală care a cercetat cazul la etapa respectivă, unde figura cineva bănuit, asta scos de sub urmărire, care cu certitudine confirmă că ce s-a întâmplat de fapt la Beței și ce a existat. Ulterior, din momentul revenirii lui Mircea, fiind el după 9 luni de încarcerare în Spania, a fost adus acasă etapat, am insistat să se supună testării poligraf. În sfârșit de an 2020, a fost emis o ordonanță de supunerea lui Mircea testării poligraf. A trecut tot ce a arătat rezultatul acestei testări? În care arată foarte clar 3 întrebări din 27, care sunt indicate în testul poligraf. Deci, dacă v-am solicitat, ați putea să ne prezentați rezultatele acestui test. Sigur. La 3 întrebări. Are tangență cu omorul? A participat la omor? Cunoaște ceva despre omor? A declarat că nu. Și este concluzia. Subiectul a răspuns sincer. Ce statut are Mircea Safaler astăzi în la acest ziua dosar? De astăzi, dumnealui are statut de învinuit. În continuare. Din 2019. Totuși, astăzi, domnule avocat, clientul dumneavoastră, cu statut de învinuit, așa cum este, corect, din 2019, este plecat peste hotare. Da. Este în libertate. Nu are măsuri de reprimare, corect. Doamne. Că nu are măsuri. Are obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală la solicitarea organului. Dumneavoastră, ați studiat foarte bine dosarul. Dumneavoastră, ce credeți? Cine, dacă aveți o versiune, aici nu vorbiți deja ca avocat, ca un specialist, ca un jurist. Cine credeți că putea să o omoare și avea motive suficiente să o facă pe Aliona Stratan? Versiunea mea este foarte simplă. Om străin aici nu a fost. Deci nu a intrat nimeni străin în ograda aia să omoare doamna respectivă. După probele care le-am eu dobândite și prezentate, figuranță, în omorul acestei doamne sunt numai membri familiei care au fost în acea ogradă. Domnul avocat al lui Mircea spune că din 2019, dar din 2017 noi știm pe dosar că se lucrează și de atunci eu când am început profund scaut, Mircea a plecat din țară. Doamna Maria, pot să vă întreb, dumneavoastră, da, eu am înțeles corect, am simțit mai degrabă. Dumneavoastră sunteți convinsă că Mircea este vinovat? Mai mult ca sigur. Da. Aș vrea să fiu un pic mai, nu știu, așa, într-un cuvânt, Maria Stratan, nu știu, ne-a spălat ei mințele, nu știu, cu capul ei, dar nu-mi place mie, tot ce se face el. Dumnezeu cu dânsa, lasă să creadă că și eu, până la urmă, m-a vinovat, dar îmi pare rău, dar să pierd eu. Dumnezeu, cu toți care sunt implicați în tot dosarul ăsta. Și chiar și îmi pare rău de părinții la fapt, care au decedat. Într-adevăr, suferă și nimeni nu-i vede și nu-i aude. Și chiar de-aia cineva alături nu sunt oamenii potriviți care să facă dreptate. Asta. Tu ce versiune ai, Tudor, despre moartea Alionei, soția ta? M-am gândit la asta timp de toți anii ăștia și nu ies, adică nici la o versiune. N-am avut
adică scandaluri cu oameni, n-am avut, nu dă din cap, adică și ne puteți să fac așa lucru. Am auzit acuzații și versiuni în care tu, Mircea, dumneavoastră, domnule Ion, dumneavoastră, doamna Ana, și tu, Tudor, ați fost așa sau altfel acuzați sau bănuiți că ceva ați mințit, că ceva ați inventat, intenționat sau nu. De aceea, eu vă întreb acum, aici, ați fi gata, fiecare dintre voi patru, să treceți un test la detectorul de minciuni? Mircea? Da. Mulțumesc. Domnule Ion? Merg chiar și acum. Doamna Ana? Merg. Bine. Tudor? Merg dacă îmi vin acasă. Când, adică când vin în august acasă. Așa, mulțumesc pentru acest accept. Cred că până la urmă să iasă la invial din 2-1. Mai mult ca precis, este astăți care știu din casa și ea. Nu sunt mai alți secreți, duși din altă. Nimeni nu știu, să iei banii după din casă. Și n-au luat țăpșile, n-au luat aurul și-au pus calculatoare, ce nu nimic. Numai atât, pe dânsa o mântuită. Cineva așa de sus pitrește, să distrează, dar e seara că așa de-și pitrezește. Aici încheiem liniște și pace vă doresc. Să aveți cu ce dragi.